Bună, Grațela sunt și astăzi vreau să vorbim puțin despre să facem câteva exerciții de dicție pentru copii. Că tot până acum am lucrat cu adulți, de data aceasta aș vrea să lucrăm puțin cu cei mici. Și am un asistent foarte grozav aici lângă mine pe... Bună, eu nu sunt. El e puțin timid, că este prima dată când filmează, dar este un ajutor de nădejde și sunt convinsă că o să facem niște exerciții grozave împreună. Așa este? Yes. Madonna. Bate palma, partenere. Așa. Înainte de toate, vreau să știi că există câteva reguli la mica noastră joacă de astăzi. Iar acele reguli sunt: 1. Să vorbim rar și cu atenție. Scopul acestor exerciții este să învățăm să articulăm corect cuvintele, adică să vorbim ceva mai clar. Trebuie să știi că fiecare copilaș are ritmul lui în care învață să vorbească. Sau dacă nu putem să vorbim, tot o să ne slăduim. Corect! Sau dacă nu putem să vorbim corect și să vorbim cum trebuie de la început, măcar să ne străduim ca să învățăm să vorbim cât mai bine. Ionuț, spune-le celorlalți copilași, tu câți ani ai? 4 jumate. Ionuț are 4 ani jumătate și împreună cu el astăzi vom face câteva exerciții pe care și tu sperăm să le faci alături de noi, ok? Trebuie să fie cât mai amuzant, așa că sperăm să fie amuzant și pentru tine, ok? Bun! Dacă știi să citești, atunci poți să folosești cuvintele de pe ecran și să citești odată cu noi. Dacă nu, nu e niciun fel de problemă, noi am listat aici toate exercițiile și vei vedea în fiecare filmuleț un alt exercițiu. Și poți să faci cu noi aceste exerciții. Vom vorbi rar și cât mai clar. Bine? Yes! Ok. Prima dată, pentru încălzire, o să facem un exercițiu. Fii atent! Cum ne facem noi când mami pleacă și sau când terminăm o conversație? Ne trimitem pupic, corect? Da. Bun. Pentru că o dicție bună începe cu mușchii guriței, haide să facem câteva exerciții, ok? Facem împreună? Da, cum te-ai vrea să stau la tine în brațe. Vrei să stai la mine în brațe? Păi și cum se vede acolo la cameră? Păi eu să facem o fântână. Atunci haide să ne mutăm un pic? Fântâna zetului. Bun. De apă. Ok, uite, atunci o să ne uităm acolo la copilașii de acolo, da? Da. Și ne trimitem pupici, le trimitem lor pupici, da? Hai, uite, mami o să bată din palme și pentru fiecare bătaie din palme facem câte un pupic după aia, da? Ține minte? Da. 1, 2, 3, facem. Încă o dată? Bravo, foarte bine. Încercăm și un pic mai mulți pupici? Da. Ascultă și după aia faci, da? Încearcă să ții minte, ok? Ai făcut un pic mai mulți, dar nu contează, e foarte bine. Hai, încă o dată. Bravo, foarte bine. Acum aplaud. Acum aplaud, corect. Bun, acum că ne-am încălzit gurița și am făcut... Vreau să ne prefacem un pic de data aceasta, că căscăm, ok? Da, eu imit cel mai bine. Tu imiți cel mai bine, iar arată-mi tu, cum caști? Nu așa căscăm pentru articulație. Știi cum căscăm pentru articulație, pentru guriță, să putem să vorbim clar? Nu. Cât mai mare, ia, cât ai tu gurița de mare? Ia cască cu gura mare, mare. Ca un șoricel. Ia, miau. Deschide gurița mare. Miau. Așa. Căscat de pisică. Căscat de pisică. Exact ca atunci când te duci la doctor și zice doctorul: gurița mare, Ionuț. Și mai mare. Corect, încă o dată. Da, hai să nu băgăm degetele în guriță ca să vadă copilașii exact cât deschide în gurița, ok? Și te uiți acolo, la ei. Bun.
ați făcut și voi exercițiile cu noi? Da! Da! Spune oița! Spune oița! Ok. Și pentru că tot am zis că în filmulețul acesta vom face exercițiile de încălzire, mai avem un exercițiu. Tu știi care sunt vocalele? Da. Ia, spune-ne-le și nouă. A, E, I, O, U. A, E. Corect. Acestea sunt vocalele limbii române. A, E, I, O, U, A, E. Acum am să te rog să le spui pe fiecare și o să le spunem împreună, pe fiecare în parte și o să spui și tu cu noi, ok? Fiecare vocală în parte, încet, pe rând, bine? Bine. A, E, I, O, U, E, E. Cum ai simțit vocalele? Ai simțit că limba s-a dus diferit? Ca un pește. Ca un pește și fiecare și gurița s-a deschis de fiecare dată diferit, da? Da. Ideea este să spunem încă o dată vocalele pe rând, cât mai lent și să deschidem gurița cât mai larg pe fiecare în parte, da? Hai da. Încă o dată. A, mare gurița. A, E, I, O, U, E, E. Acum tu încă o dată. A, E, I, O, U. E, U. Foarte bine. Îmi zglea dintele ăsta. Bravo, mami, foarte bine. Acestea au fost... Acestea au fost exercițiile de început, de introducere. Stai mai departe cu noi pentru a face și exercițiile adevărate de dicție, dar nu uita de fiecare dată, înainte de fiecare exercițiu, mai ales dacă faci exercițiile de la o zi la alta, să revii la acest filmuleț și să te uiți care sunt exercițiile de încălzire. Noi suntem Grațiela și Ionuț și te așteptăm în fiecare filmuleț să înveți să vorbești clar și corect cu noi. Să ai o zi frumoasă! La revedere!